omul o trinitate. Dacă facem o reprezentare a cortului întâlnirii, vedem că există trei segmente, trei domenii în care se împarte cortul acesta, reprezentat cu albastru, care are o sfântă a sfintelor, în care vedem că Duhul Sfânt este în credinciosul autentic și el este influențat de Tatăl și de Fiul, deci are trinitatea care îl influențează pe om. Dar de asemenea vedem că există și partea aia sufletească, care are și ea rațiune, voință și emoții. Deci atât Duhul omului are rațiune, voință și emoții și se poate cupla cu Duhul lui Dumnezeu ca să fie sub influența Sfintei Treimi. Și partea cealaltă sufletească, și are și ea rațiune, voință și emoții, și care poate fi influențat de Satan, de lume, prin acel călcâia lui Ahile, dacă vreți, firea pământească, pe care fire pământească ar trebui să o răstignim. Și acum, dacă ne întrebăm unde poate fi afectat omul, putem vedea în Scripturi tot felul de domenii. Mai ales în Iov, în cartea lui Iov, vedem cam cum atacă diavolul. Și vedem că îl atacă prin lume, prin intermediul lumii, adică haldeeni și sabeeni care i-au atacat cirezile, le-au răpit și i-au omorât slujitorii. Apoi vedem că diavolul atacă familia și omoară copiii și printr-un cutremur de pământ și foc din cer și să dărâmă casa. Și apoi îl vedem cum îl atacă pe Iov printr-o teamă. La un moment dat se pomenește acolo de un duh care l-a speriat și a indus frică de el, s-a zbârlit părul și intra groaza în el. Apoi vedem atacul pe care Satan îl face în trup. L-a lovit cu o bubărea din tălpi până în creștet. L-a lovit, a plecat, dar asta e lucrarea celui rău. Deci omul poate fi atacat atât în posesiuni, în avutul său, îl poate ataca în trup, la nivelul sufletului, prin frici, depresii și tot felul de stări emoționale, și poate fi atacat chiar și la nivelul duhului, încât întâmplarea aceea în care Ahab este înșelat de cei 400 de proroci, pe care un duh de minciună îi înșală pe toți, ca să spună o minciună. Deci vedem că poate fi atacat omul chiar și la nivelul duhului, la nivelul relației lui cu Dumnezeu. De asemenea, putem să vedem lucrul acesta chiar și în Noul Testament la Petru, când dă răspuns la întrebarea: cine ziceți voi că sunt eu, pusă de Iisus Hristos? Și Petru dă un răspuns extraordinar: tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Iisus îi spune: nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și apoi, după ce începe să le explice cum avea să sufere și a treia zi să moară și a treia zi să învieze, același Petru îl trage deoparte pe Domnul Iisus și îi spune: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Iisus Hristos se întoarce către Petru și spune: înapoi a mea, Satano. Deci iată cum legătura a fost întreruptă cu Tatăl Ceresc și apare în scenă diavolul, tot din aceeași gură, din același individ poate să apară înșelăciunea celui rău. Deci, sigur că, așa cum spuneam, păcatele sunt cu preponderență relaționale, diavolul se poate insinua și în relațiile noastre de tot felul, și așa că diavolul poate să ne atace într-una din zone, în mai multe zone sau în toate zonele. Vestea bună este că aceste zone trebuie să evidențiate și omul să trăiască sub călăuzirea Duhului, care Duhul e în comuniune cu Duhul Sfânt, și acesta să fie cel care duce lucrurile după voia lui Dumnezeu și să nu se lase călăuzit de omul cel vechi, care se strică după pofte și a cărui călcâi este firea pământească, pentru că Satan poate să îl afecteze pe om tocmai prin fire, care fire ar vrea și ea firea pământească să
realizeze lucruri bune. Dacă ți-e foame să mănânci, dar nu contează dacă trebuie să furi pentru treaba asta, ci doar să-ți împlinești nevoia. Dacă ai nevoie de bani, nu contează dacă faci înșelăciuni, ci ar vrea să ți-o rezolvi odată. Nu să aștepți căi corecte, drepte înaintea lui Dumnezeu. Deci din cauza asta e vulnerabilitatea individului. Din cauza asta Iisus Hristos zice, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, adică să-și răstinească firea și în felul acesta să mă urmeze. Deci, în principiu, omul este o trinitate, cum am spus, Duh, Suflet și Trup, și el poate fi atacat de diavolul în toate domeniile, inclusiv cele ale posesiunilor materiale pe care le are. Da, putea să ne imaginăm un caz mai concret în care un om suferă un accident, o mașină îl lovește. Sigur că primul lucru pe care îl resimte este vătămarea în trup. Dar nu numai trupul este afectat, pentru că trupul, sufletul și duhul sunt legate foarte strâns între ele. Și atunci, deși primul trupul e cel care resimte impactul acesta în accident și sufletul este speriat, șocat, devastat și duhul lui este iarăși prins în plasa asta a fricii, chiar și în... ești vulnerabil atunci chiar și la ideile pe care cel rău ți le poate insinua că dragostea lui Dumnezeu s-a stins pentru tine, că navegheat asupra vieții tale și lucruri din astea care îți pot marca și credința. Sigur că atunci când suferi un accident, te ia salvarea și lucrul la care lucră toți medicii îi trupul tău, ca să ți-l aducă în parametrii de funcționare, atât cât reușești să facă. Dar apar aici și neiertările care la nivel sufletesc, măi, cum am putut să nu fiu atent să mi se întâmple un astfel de accident, neiertare față de mine, neiertare față de șoferul care a dat peste mine, care și el trebuia să fie atent și cu atât mai mult cu cât el conduce un vehicul care poate să facă mari ravagii, nu? Poate să se extindă neiertarea și asupra medicilor, a căror pricepere și logistică poate să fie limitată și să nu mai facă exact la fel cum a fost înainte și să rămână cu sechele. Și iată un întreg ansamblu de atacuri ale celui rău asupra minții, asupra duhului, asupra sufletului, asupra trupului, care îl aduce pe un în disfuncționalitate. Și atunci repararea ar trebui să vizeze nu numai trupul, ci și sufletul și duhul, ca să ierți, să ceri iertare și să ceri restaurarea în duh, suflet și trup. Restaurarea pe care Duhul lui Dumnezeu o poate face după ce ai îndepărtat toți factorii ăștia care aduc vicii în comportament și în ființa umană. Și de aceea omul trebuie să vegheze, ca să fie cuplat întotdeauna la Duhul lui Dumnezeu și să respingă atacurile celui rău.